Vi de la Pireu, de la Stambul. Îl cunosc pe Chiriani, cu Penelopa. Nu l-ai întâlnit? Cunosc cel puțin 100 de Chiriani. Nu venim nici de la Stambul, nici de la Pireu, dar de Penelopa știu că a plecat acum 4 luni. Asta primăvară am arvunit-o pe Chiriani să facă două transporturi de cherestea la Pireu. Am adus o cherestea aici. Uite-o gol, sta pe chei. Putrezeste! O vagoană scândură de brad, cel mai bun! Și marfa se strică, se scade la prețul și mă fac să te râzi la Pireu. Uite ce e, noi tocmai ne pregăteam de plecare, dacă ai încredere. Capitane, și cu marfa lui Chirli chiar didis ce facem? Am uitat să spun, aseară am luat o arvună. Hai în cabină să-ți dau bani. Ai luat o arvună mare? Dumneata așteaptă acolo, mă întorc eu. Ea spune, coțcar de mare, ce ticăloșie îți mai umblă prin cap? Domnule, de câți ani umble prin porturile Levantului? Ce legătură are? Și asta nu știi dumneata cum se aranjează socotările pe aici, pe la noi? Ei, lasă că povestea cu Chirli Vardit îi spreai cu sută cu ața albă. Crezi că el nu o să vadă? Ba, o să vadă. Dar n-are ce face și o să închidă ochii. Totul e să joace cum îi cântăm noi. Dacă am fi în mâna lui, crezi dumneata că ne-ar arăta milă? Dar nu-i cinstit, Gerasim. Domnule, cinstă-i după obrazul omului. Jupâne, îmi pare rău. Ne-am gândit, ne-am sfătuit, eu și capitanul, să-ți facem un bine. Dar arvuna nu-i jucărie. 300 de drachme, 15 cosari de aur. Și Chirli chiar didis. Nu primește arvuna înapoi, dacă nu-i dăm o despăgubire. Cine-i Lichiarditis astea? Eu n-am auzit de el. De unde vine? Poate că nici nu cheamă așa dumneata. Știi cum se face negustorie. Eu îți spun... Dar el ne-a spus să păstrăm taină până încarcă marfa. Ții, dacă plătesc cu eu despăgubirea. Ții pe icosar, ai spus, nu? Atunci ridicați cherosteaua. 10 drachme aur de metru! Dar asta este tâlhărie! 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 Jupâne! Ai grijă cum vorbești. Eu nu ți-am spart nici casa, nu ți-am băgat nici mâna în buzunar. Ți-am cerut un preț. Vrei bine, nu? Sănătate bună. Și eu ce fac cu cherestea? Păi știu eu ce să-i faci. Dă-i drumul pe Dunăre, poate ajunge la Pireu. 10 drachme de metru. 10 acum, că mai târziu nu mai știu cât faci. Și simți, nu-ți ajunge? 10. Bine, dar știi câte parale faci asta la un loc? Cum să nu știu? 1000 de drachme. Adică 50 de ecosari de aur. Și cu 35 de spăgubire, a? O avere! Zestre pentru două fete! Acum chiar că suntem gata de plecare. Nu, Zău, Gerasime, nu i-ai luat prea mult? Dar pe ce lume trăiești dumneata, domnule? Ia uite la el. Parcă se duce la petrecere, nu la jumuleală. Ei, jupâne, bună ziua, ai adus banii? I-am adus-o! Să mergem să facem hârtiile. Știe, l-am întâlnit pe Chirli Vardits. Ți-a trimis o multă sănătate. Eh, și nu era supărat că l-am încurcat cu marfa? Nu, dar mi s-a părut chiar veselă. Poate să fie nebunit de supărare. Dar și dumneata ești vesel, jupâne. Păi de ce să nu fiu, drag? Acum am expediat cherestea, nu, am scăpat-o de grijă. Au, jupâne? Acum că ne-ai dat banii și ai scălit, să spun o vorbă. Dar mai întâi stai jos să nu te apuci amețeala. Dacă nu te-ai fi învoit cu 1000 de drahme, îți duceam marfa și pe 200. Că n-aveam alta. Și eram la ananghie. Asta așa, ca să-ți mai treacă din mulțumire. Zi așa, frățicule, cu 200 numai.
Acum să spun și eu ceva. Stai jos, madame. Nu, stai jos, te rog. Am primit o scrisoare de la Kir Nicolaides. E ia, să vedem acum să-ți arăt în Italia. Ți zice! Azi. Trimit-o chiar steaua, plătesc oricât. 40-50 de drahme pe metru. Este mulțumitul? De jupâne. Data viitoare o să bag de seama. Să duc sănătate lui Kir Nicolakis și salutări la patrida!